Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi am invitat în studio, pentru prima oară la emisiune de televiziune, pe o prietenă din Iași, Elena Mihaela Tabarcea. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Da. Deci, întâlnirea noastră a fost pe Facebook pentru prima oară, iar acum ne vedem pentru prima oară, în realitate. Da. Și o să vorbim astăzi despre cum putem noi să ajungem la transformare spirituală, devenirea pe calea spirituală. Și putem să o numim calea transformării spirituale, mai bine zis, nu? Am invitat pe domnișoara sau doamna, când nici n-am întrebat. Domnișoara Tabarcea. Domnișoara Tabarcea. Așa. Să ne spună din experiența ei, pentru că ea a pășit deja pe calea spirituală și a învățat destul de multe din discuțiile pe care le-am purtat mai mult pe internet. Da. Și o să încercăm să discutăm, să avem o discuție împreună despre această cale spirituală, despre felul cum am pășit pe ea, anumite experiențe pe care le-am trăit sau cum am găsit această cale spirituală. Și o să începem, poate așa ne-am făcut noi planul la început, să vorbim cum ne naștem noi și cum suntem noi, cum ego-ul nostru ia naștere și după aceea ne vine foarte greu să ieșim din el. În primul rând, aș putea spune că fiecare care vine aici pe pământ își alege, da? Își alege pământul, părinții, își alege familia, își alege tatăl, își alege culoarea ochilor, a părului și totul, da? Da? E o alegere. Da. O alege în funcție de ceea ce îi ghidează spiritului divin, sufletului respectiv care se încarnează, pentru a învăța lecțiile care trebuie să-și le înveți. Și el nu poate să învețe acele lecții decât în acea familie, da? Să le corijeze, să, la un moment dat, să le scoată la suprafață. Da? Nu ai cum să înveți, să zic, legea toleranței, da? Într-o familie în care tu ești tolerat. Nu? N-ai cum să înveți legea iubirii, da? Într-o familie în care ești iubit. Tu deja ești iubit acolo, da? Tu trebuie să înveți prin tine. Cu toate că te naști câteodată și în familie în care nu ești iubit. Sunt și excepții. Păi da, dar înseamnă că ai de învățat cu totul și cu totul altceva. Da. O să vedeți că în general sufletul, el când se încarnează, da? Îi curat. Îi curat și vine doar cu amintirea problemelor nerezolvate din viețile anterioare. Dacă și-o aduce aminte. Dacă și-o aduce aminte. Dar nu și-o aduce niciodată, păi nu sufletul aminte, la încarnare, el e curat, el nu și-o aduce aminte, dar el le are în esența sa, în ADN-ul lui, da? În aura sa. Acea bioinformație există, doar că e la nivelul de subconștient. O să vin aici cu o paranteză. Vă rog. Acum, de când este în vogă fizica cuantică, da, sau mai bine spus mecanica cuantică, cam așa se numește de fapt, okay, se spune că nu este trecut, prezent și viitor, ci toate sunt acum, odată. Și așa, după judecata mea, dacă este așa cum spune fizica cuantică, și cred că este, pentru că s-au făcut demonstrații care arată că particulele știu dinainte ce se întâmplă pe parcurs, în experiențele care au avut loc, atunci s-ar putea ca teoria asta a reîncarnării să fie, să o putem schimba cu teoria planurilor paralele. Adică totul să fie în același timp. Da, noi ne aducem aminte, dar poate ne aducem aminte din alte planuri.
Da, e care, posibil da. Și... Bă, deci, ca să nu fie... E posibil, nu știu, să împăcăm și capra și varza, cum se spune, să nu... Na, fiecare alege ceea ce vrea să înțeleagă, da. Deci, sau cu ceea ce rezonează și ce pentru că este foarte crede logic. Mai credibil pentru dânsul. Este foarte logic teoria asta a reîncarnării, pentru că sunt două motive pentru care zic eu că este logică. În primul rând, pentru că într-adevăr avem nevoie să creștem, nu avem cum să învățăm într-o singură viață exact. Totul, da. Iar faptul că anumite persoane se nasc cu anumite probleme, cu handicapuri, exact, da, înseamnă mulți, că, cum spune teoria, că am făcut greșeli în altă viață și venim să plătim pentru ele. Nu plătești nimic. Așa ideea spune teoria. Ideea e că înveți. Da, da, nu, da. Aici nu vii. Da, din da. N-ai cum să înveți într-o viață, da, gândiți-vă că într-o viață poate ai fost fermier, într-o viață ai fost femeie, într-o viață ai fost bărbat, într-o viață ai fost bogat, într-o viață ai fost, nu știu, tot felul de experiențe, da, bucătar, într-o viață ai fost, nu știu, pusnic, într-o viață ai fost ascet sau cine știe, da? Fiecare viață în sine are propria sa experiență în funcție de viața pe care o ai, da? Nu poți compara viața unui călugăr, nu? Cu viața unui bogătaș, corect? Da. Și normal. Călugurul este interesat de dezvoltarea lui proprie, pe când bogătașul numai de dezvoltarea fructele, materială, fructele pe care... grosier da. Și cu tare. Nu, da. Clar, dar în fine. Da. Ok. Deci, putem spune că, într-adevăr, un om care vine în viața asta și a fost într-o existență, a avut de învățat, nu? Și a venit să învețe iar, exact. Pentru că nu a învățat să-și toate lecțiile. Lecțiile dar care... pot să vin... să regresezi, de exemplu, dintr-o viață anterioară? Da, se poate. Se poate? Adică să alegi tu anumite experiențe pe care n-ai trăit-o? Sau de ce să regresezi? Da, asta vine în acord cu legile divine. Da? Se zice că sufletul, înainte de a se încarna, semnează un contract. Se zice. Se zice, da. Acum mai nou am auzit o variantă care nu știu cât e de adevărată. E posibil să fie adevărat că pe timpul vieții, în funcție de alegerile pe care noi le facem, acel contract se anihileze și prin acțiunile noastre. Acțiunile privind interiorul nostru. Da? Deci putem să spunem dacă am înțeles lecția. Da, se poate corecta karma. Nu, dacă am înțeles lecția respectivă. Exact. Am ieșit exact. Din respectivă. Din karma, da. Eu așa, nu știu, n-am ajuns încă la stadiul în care... Și eu cred că așa este, pentru că ne dăm seama și din experiențele pe care am trăit noi. Atunci când am schimbat ceva în noi, se schimbă și exterior. Exact, exact. Gândiți-vă puțin. Deci, ai învățat lecția respectivă, da? Și automat exterior, nu mai rezonezi cu acea energie și automat exteriorul tău schimbă. Da? E logic. Da. Cam nu mai are rost să intrăm în educație, cum copilul este transformat, fiecare îl transformă după care, după interesul lui. Copilul, dacă e transformat sub o formă sau alta, e transformat... Important este cum iese el de acolo, din ego, pentru că, într-adevăr, fiecare om întâi învață lecția ego-ului. Ce am observat eu, apropo de educație, da? Ce am observat eu e faptul că copilul intră oriunde ar intra, da? În orice familie care intră, e acolo și nu e degeaba. Are ceva de învățat. Are și el, au și părinții. Pe parcurs, da, el vine cu o anumită încărcătură. Creează anumite sentimente, da? Se nasc anumite sentimente. Acum, în funcție de familia care te-ai născut, da? Poate fi sentimente de adorație, poate fi sentimente de iubire, poate fi sentimente de ură, poate fi sentimente de neacceptare, da? În general, ca toate sentimentele, da? Ați văzut că sunt foarte multe disensiuni. Între, să spunem, între generații. Generația. Exact. Da? Intervine oglindirea, da? Fiecare își oglindesc ceea ce trebuie să se rezolve. De obicei, părinții în care te-ai născut, cred, sunt legături karmice. Da?
pe parcurs îți oglindesc, da? Ca... Deci ei oglindesc ceea ce ai tu de rezolvat, tu oglindești în ei ceea ce au ei de rezolvat. Ideea e că noi nu înțelegem, da? La o vârstă așa de fragedă, n-ai de cum, nu știi cum trebuie să gândești, da? Nu știi cum să-ți controlezi sentimentele, cum să lucrezi cu ele, cum să le accepți, da? Cum să le incorporezi în iubire, n-ai de unde știi, nu știi cum să-ți resetezi gândirea, da? Ca să nu mai acumulezi negativitate și energie stătute și negative și restul, ca să nu mai atragi altele, da? Și atunci o să vedeți că tot timpul, chiar e un paradox, știți? Dar nu-i degeaba. Am venit cu ideea să rezolvăm, da, un aspect, îl rezolvi, da, ai venit să-l rezolvi, dar ideea e că acumulezi, tocmai în acel aspect, până când te rupi. Adică, ai venit să rezolvi, să zic, toleranța, da, și acceptarea, și să stopezi agresivitatea. Te naști într-o familie în care agresivitatea e la ea acasă. Tu ce faci până te rupi de acea familie? Normal, angrenezi și mai multă agresivitate, da? Crește agresivitatea subconștientă, crește ura, îți scade stima de sine, crește victimizarea, corect? În momentul ăla, asta e paradoxal, ea crește, da? Dacă vii într-o familie în care trebuie să fii tolerant cu părinții, da? Să accepți. Atunci ai să vezi că nu ești acceptat de părinți. Da? Nu ești acceptat de părinți și tu nu-i accepti din ce în ce mai tare. Ei cu cât, da? Tot angrenează. Până în momentul ăsta, deci e ca un fel de axiomă. Urci, da? Intervine ruptura. După acea ruptură, deci, de ce se întâmplă asta? Cred, părerea mea, pentru că n-ai cum să-ți dorești contrariu, da? Dacă urăști, n-ai cum să-ți dorești iubirea necondiționată fără să nu treci prin acea ură, da? N-ai cum să-ți dorești fericirea dacă n-ai experimentat tristețea, dar în limite. N-ai cum să-ți... n-ai cum să-ți dorești sănătatea. O spune, sau, dar toată lumea își dorește... Boară, da. Exact, da? N-ai avut... Și toate... Ei, și atunci trebuie să crească, trebuie să ai o anumită limită, da? Limită pe care totul ți-o pui, inconștient. Ne vreau să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu felul cum interacționăm copiii și părinții în general. Pentru că eu cred că copiii vin să învețe părinții lecțiile astea. Pentru că ei vin cu anumite atitudini prin care să-i facă pe părinți să-și dea seama că greșesc. Dacă într-adevăr ești atent ca părinte la copilul tău și îți dai seama că dacă tu îi accepți anumite lucruri fără să... El nu mai face. Da, el nu mai face acele lucruri. Așa. Deci noi trebuie să învățăm niște lecții. Bineînțeles, și invers. Din orice. Și invers. Este o interacțiune. Exact, este o interacțiune, adică nu... Deci, dar n-ar fi mai bine ca lucrurile astea pe care nu le știm să le învățăm la școală? Ideea, asta vreau să spun, e bine punctată aici, ideea că ar fi foarte indicat, eu nu am nicio legătură, deci nu am nimic contra religiei, nu am nimic contra bisericii, nu am nimic, dar ar fi indicat, da, să se facă cursuri, da, ore, da, de, nu știu, De dezvoltare personală, da, de spiritualitate, da, de, da, da. Și fiecare alege, da, de ce a tras. Adică, da, eu, cum știți, limbile străine, da, se face la școală engleză, franceză, spaniolă, da, și fiecare eu zice, doamne, eu mă duc la lecția de engleză, că eu cu aia rezonez, mie îmi place, așa vreau, visez să mă duc, da, exact. Da. E, așa să fie și aici. Care vrea să facă, să ducă la religie, nu are decât să ducă la religie. Ok, asta e alegerea lui, cu aia rezonează. Dar aici cu religia este liber să alegi dacă se face sau nu. Exact. Acum, da. Așa e și cu asta. Cu spiritualitatea, tot la fel, să bage un obiect spiritualitatea, da? Sau, pentru că e foarte de real ajutor, gândiți-vă puțin, un copil, da?
un copil, în momentul în care el, mai ales când devine perioada aia critică, când el nu se înțelege, când... e foarte indicat să înțeleagă ce sunt cu stările lui emoționale, cum se declanșează, cum să le gestioneze, cum să-și gestioneze gândirea, cum să gândească pozitiv, cum să nu gândească, să-și iei acel hiat al gândirii, da? Adică acea pauză, să dei... Mai ales acum, nu știu dacă ați observat, na, eu nu am copii, dumneavoastră poate aveți și nepoți, mulți înainte să vă trăiască. Ideea e că, în comparație cu ce am învățat eu la școală, deci, tematica e tot mai grea, da? Și atunci mintea e angrenată. Da? E obosit. E chiar ar fi indicat să înveți anumite tehnici de relaxare a minții, da? De... Deci tot la obiectul ăsta spiritualitate, tot, dacă ar fi. Tot, da. 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 Eu, pentru că gândiți-vă, dacă acel copil dintr-o vârstă fragedă, da? Da? Nu știu, dintr-a cincea sau nu știu de când ar putea să facă, ar lua și ar... El n-ar mai angrena energiei negative, furiile din interiorul, fiind gestionate, da? Fiind canalizate bine, da? Adică acceptate, da? Asumate, trimise în iubire. În momentul ăla, copilul, da? Acele energii se transformă în iubire. Pentru că orice energie, da? Furie, ură, toate, dacă le iei și li transformi în iubire și știi, da? Acea energie vine înapoi, dar vine sub forma iubirii la tine. Gândiți-vă cam ce energie ar fi, adică ca, nu? Da. Fiind copilul ăla în iubire, în acceptare și toleranță, ar atrage, nu? Și ar fi așa ca un magnet, da, din ce în ce mai bun. Ceea ce vorbim noi acum, exact, știu mulți că ar fi bine să facem, dar de ce nu se face, întrebare? Nu știu, na, acum eu nu intru în... Dar totuși o teorie ai despre asta, nu? Sincer, în ultimul timp eu am învățat să pun accentul pe mine. Nu mă interesează de ce face cel. Nu, dar totul ar merge mult mai bine dacă s-ar face. Ar merge, da? Dacă... Și cine are interes să facă? Noi. Noi? Noi. Dar cine nu are interes să facă? Ideea e că orice transformare pleacă de la tine, prin tine, spre exterior. Dacă fiecare ar privi mai puțin în grădina celuilalt și mai mult în interiorul lui, transformările ar avea loc. Dar vezi că majoritatea oamenilor așteaptă ca alții să îi învețe ce să facă, să lasă... Deci nu își iau ei propria răspundere, să facă ei ceva. Pentru... Asta ar trebui făcut. Deci să ne luăm noi viața noastră în mâini și să facem ceea ce trebuie făcut. Să căutăm o cale de a ieși din situația asta. Păi ca să cauți o cale, să ieși din situația asta, în primul rând trebuie să lucrezi cu tine. Păi tocmai. Și da? Mulți deci... nu sunt dispuși să facă asta. Pentru că necesită curaj, pentru că necesită investiții în tine, necesită să... Necesită și să înveți. Nu fac mai... pentru că încă n-au ajuns în pragul ăla în care să spună hop, atâta, mi-ajunge. De obicei, trecutul de la un drum spre mutatul ăsta rațional la celălalt drum se face în momentul în care ai trecut prin anumite etape, da? Și spui, hop, ajunge, gata, nu mai vreau să sufăr. Deci este și un moment, poate, care declanșează acest lucru. Da, la mine a fost prin 2000, a trebuit să plec de acasă, a murit bunica, a murit o prietenă, mi-a plecat antrenorul în Canada, deci au fost 4-1, așa, în care m-am rupt de spiritualitate. Pur și simplu, m-am rupt. Până atunci mai eram așa cu spiritualitate. Am avut vreo 11 ani de regres, ca să zic așa, și m-am... După ce ai revenit din nou în forță. Da, nu că am revenit în forță, nu se spune că în forță, că deci, tocmai a forța un lucru îl stopează. Ai văzut că merge mai rău dacă nu ești interesat, dacă nu lucrezi cu tine, nu? Nu, m-am pus întrebări. De ce se întâmplă? L-am descoperit după aia pe Lazarev. Și chiar între 2000 și 2011 n-am prea citit nici de spiritual, nimica. Da? Dacă perioada, nu știu, 90-2000
încercam să citesc tot ce se poate citi și tot ce prindeam în mână. După 2000, nimic. Deci pur și simplu apucasem să citesc Sandra Brown. Este tot felul de... Da. Din 2011, cred că am ajuns la stadiul ăla, gata, mi-ajunge. Pur și simplu mi-ajunge. Dar nu a fost... Așa, tot acumulam, adică tot eram în... Încercam eu să ies, dar nu știam cum, știți? Și am început, am citit Lazarev, asta și am făcut o comparație. E o carte grea, totuși. Da, da, înțeles. Prima dată, sincer, când am luat prin 2006 cartea aia, deci am luat prima dată, ca, nu știu, Karma... Are vreo 10 volume, da, are, da, nu știu că are, cărțile vechi. Da, da, exact. Și hai să... Am luat-o pentru mine, normal. Când am început să o citesc, am zis că nu e pentru mine. Pur și simplu, nu înțelegeam ce vrea să spună, nu rezona cu mine deloc. Și am luat-o și am dat-o la un prieten. După vreo 2 ani, da? Îi zic, băi, mai ai cartea aia care ți-am dat-o eu cadou? Da! Prumut-mă și mie. Și am început. Deci, dacă prima dată n-am putut să citesc nici 5, în 10 pagini. Exact. Acumulați niște... Eram la stadiul în care puteam să recepționez informația. Rezonam cu acea informație, da? Da. Pentru că fiecare om are un anumit nivel de înțelegere la un anumit timp. Și nu poți înțelege ceea ce este mai greu. Trebuie să te așteptat. Nu poți să-i dai unei persoane de clasa 1-a, informații de liceu, nu? Da, de a 12-a, da. Așa e. Deci trebuie întâi învățat alfabetul. Exact, și fiecare învață alfabetul... În stilul lui, pe calea lui... Sau printr-o anumită tehnică, prin ceva... Exact. Cum a fost la mine, alfabetul l-am învățat prin yoga. Am făcut câțiva ani de yoga la început și am învățat alfabetul aici. Da, 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 e calea deci noastră. Care a fost calea pe care ai pornit la început sau... Cum ai fost atras la început? La început? De domeniul ăsta. Prima dată, pur și simplu, luam și aveam un prieten de familie și am început să-mi spună de yoga, de cum stau, de exemplu, să închiși în morminte, stau 3 zile și scoși sau 4 zile și poate să respiri, revii la viață și cu tot. Cum poate să facă tu? Și era fascinația aia minții și trebuia să fac niște abdominale, da? Mă ținea așa de picioare și culcat jos, da? Adică în picioare, da? Și eu. Și ziceam, dar nu pot. Hai că poți, hai că poți, hai că poți. Și am început să vorbească de sugestionare. Afirmații și cum pot să realizez. Și am început să-l citesc pe Pavel Coroț. Da, atunci a fost perioada aia de căutare, da? Am făcut și zen, am fost odată, da? Să fac practic meditații zen, care nu rezona deloc cu mine. După care am mers cam un an pe Vipassana. Vipassana? Da, 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 în meditații Vipassana. Până în anul 2000, când a fost ruptura, cum v-am spus. Da. Dar o să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu discuția noastră. Am revenit în partea a doua a emisiunii și o să reluăm discuția de unde a rămas și o să te întreb cum ai revenit din nou după pauza aia de 10 ani sau cât ai spus că ai avut o... Da, pe parcursul întregii mele vieți am avut parte de ian depresie. 5-6 la număr. Iar ultima a survenit în urma unei accidentări. Mă ducea la toți medicii, da? Și îmi ziceau, doamne, nu mai pot să fac și mica. Eu am făcut, am practicat arte marțiale. Chiar voiam să întreb asta. Am făcut mult sport, da? Am practicat stilul din long contact, semi-contact și full contact. Și am avut această accidentare și când am ajuns la doctor, după 2 luni de tratament, trebuia să ajung la cuțet.
Și nu mă vedeam, nu acceptam stare, nu acceptam, tot îmi zicea, nu mai poți să faci nimic. Am voie să not? Nu ai voie. Am voie să merg cu bicicleta? Nu ai voie. Am voie de fitness? Nu ai voie. Nu pui mâna pe gantere, pe... Bun, ok, ce am voie? Să croșetez. Și vă dați seama că intrasem în depresie. Pe lângă durerile pe care le ai, durerile de oase sunt foarte... Foarte mari. Foarte mari, accentuate. Plus neacceptarea, da? Să stai imobilizat, să te vezi imobilizat la pat sau să nu mergi, da? Te cazi așa într-o anumită depresie. Chiar nu puteai să mergi deloc? Mergeam, dar foarte, foarte greu. Și... Dar ideea mare era că mă gândeam, cum, să nu poți. Nu pot dansa, nu pot nota, nu pot să merg bicicleta, nu pot să... Nu știu, aveam, deci nu pot. Da. Și trebuia să mergi la operație, nu? Da, dacă nu răspundeam tratamentului, trebuia să mă duc la un neurochirurg să văd dacă îți caz de operație. Colega, aveam o prietenă cu care stăteam. Ea, într-un fel, am încercat foarte mult să mă ajute, dar pe măsura ei, pentru că ea nu practica să sport. Și am avut un fost coleg care o practica și el mult timp, arte marțiale. Și mă mai ajuta, mă mai scos, m-a luat-o de la zero, da, cu cele mai mici mișcări. Acum, dacă vreau să învăț o persoană de 70-80 de ani să facă flotări, învăț să fac flotări, pur și simplu. Deci eu vă garantez că ea reușește să facă flotări, chiar dacă m-a făcut sport. Dar trebuie să o iei cu pași micuți. Intrasem în depresia asta cu colega mea de cameră, da? Prietena asta, început să nu mai împăcăm, da? Început să stările astea așa. Erau multe divergențe, neacceptări, ne certam. Uite, cu perioada asta m-am mutat de la dânsa, mi-am găsit un job mai bun, mai bine plătit. M-am mutat singur, nu eram ok. Au apărut în schimb anumite stări. Anumite stări pe care nu le înțelegeam. Nu înțelegeam de ce nu dor. Nu înțelegeam de ce sunt mâhnită, că trebuia să fiu bucuroasă. Nu înțelegeam de ce mă simt bine. Începusem să fac sport înapoi, adică starea mea fizică sunt îmbunătățisă. Și chiar nu înțelegeam. Tratamentul care urma era medicamente, nu? Da, da, da. Dar n-am urmat decât două luni de zile, atât. Deci organismul se refăcea, singur, da. Dacă îi dai voie. Exact, da, exact. Da. În momentul ăla eram și într-o anumită căutare. În perioada în care nu mă înțelegeam, înainte de a mă muta de la prietena mea, cineva îmi spuse să, domnule, știi, ea știi, centrează pe ceea ce îți place ție. Și am început pe net să caut pe Facebook persoanele, dădeam acolo cerere de prietenie și am dat peste un parapsiholog. Da. Avea niște postări foarte interesante, pur și simplu am rezonat din prima cu acea persoană. Și în momentul în care nu eram genul care să mă duc la un psiholog, nu acceptam psihologul. Da? Nu l-acceptam pentru că nu plăceau, și simt. Cu toate că întâlnesc foarte mulți psihologi, fiind și agent de pază, schimbând foarte des jobul, făcând sport, ducându-mă la anumite competiții, tot timpul faci testele psihologice. Deci nu aveam probleme, dar eu nu-i acceptam, pur și simt. Și am zis că nu poate pătrunde un psiholog ceea ce poate pătrunde un parapsiholog. Părerea mea. Cu toate că nu ăsta era termenul mintea mea atunci. E, dar sunt diferite. Exact, da. Exact. Și în momentul ăla am luat-o și mi-am sunat parapsihologul care așa, am întrebat dacă faci, o aveți și dumneavoastră ca prietenă, dacă nu mă înșel. Simona Igna, terapeut? Igna? Da, Simona Igna, terapeut. Parcum, da. Da, da. Da. Și m-am întrebat dacă poate să-mi ofere ajutorul și m-am apucat de Reiki. De fapt, de lucrat terapie Reiki pe mine.
în colaborare cu afirmații. Și asta fac de 2 ani de zile. Încât am ajuns să fiu și inițiată în Reiki gradul 1, gradul 2, momentan. Și să văd transformările. Adică, nu că să văd, să simt. Da? Dacă înainte de a face terapie eram genul de persoană care mă uitam numai urât, foarte serioasă, nu mă uitam la comedii, nu mă bucuram deloc, acum lucrurile s-au schimbat. Nu acceptam oamenii, mă uram pe mine și uram toți oamenii din jurul meu. Lucrurile s-au schimbat radical, dar în timp. Da? Și am început prima dată cu iertarea. Ideea e că cam așa se începe, în toate terapiile astea, da, oamenii în general au probleme. Există frica asta de a merge la psiholog. Da? Cum să-ți despovărești tu, cum să spui tu problemele tale, da, de suflet, unei persoane străine. Sau mai există, trecând prin 5-6 depresii, am avut și obiceiul ăsta, știți, să iau, să mă rezolv singur. Da? Am citit, da, pot. Am mai venit cu idei de la unul, de la altul, de la altul. Da, dar de fapt nu poți. Ce faci? Îți iei toate acele emoții, le refulezi în interior, în subconștientul tău. E exact cum ai șterge, ai mătura și dai gunoiul sub preș. Cam asta se face. Nu se face altceva. Și în momentul respectiv nu rezolvi nimic. De fapt, crești cumulul de agresivitate din interiorul tău. Și cu toate că mulți nu recunosc că reichile, într-adevăr, reichile singur nu cred că face mari transformări. Le face pe corpul energetic, dar fără o resetare a mentalului nu poți. Pentru că tu dacă ai acumulat acea energie stătută, aceleași condiționări ale minții și nu lucrezi pe ele, nu le curăți, da? Nu-ți curăți energia aia stătută, nu o eliberezi din subconștientul tău, nu o transmuți, nu o trimiți în iubire, nu ai cum, da? Ca să primești iubirea de la divin, tu trebuie să, nu? Ca să umplu paharul ăsta cu apă, el trebuie să fie gol. Corect? Eu trebuie să vărs. Trebuie să fie gol, da? Exact. Să primești. Da? Și să primești altă energie. Da? Tot timpul are loc schimbul ăsta de energie. Dar schimbul de energie, de faci numai pe tine? Numai pe tine faci sau faci pe alte persoane reiki? Eu acum mai mult fac pe mine și pe cunoștințe. A, și pe cunoștințe. Cunoștințe, în general, tratamentele de prim ajutor, ca să zic așa, sau dureri. Doamne, știi, am o durere de cap. Sunt mult mai ușor de rezolvat decât un tratament complex, da? Da, dar fiindcă și eu sunt inițiat în reiki, la început puneam mâini de pur și simplu, fără să fiu atent la ce, adică la ce simt în palme, la ce simt, dar după aceea, treptat, exersând, făcând mereu, am început să trăiesc chiar în momentul, adică eram atent înăuntru meu. Așa, cam așa ceva transmis prin tine, dar fiind atent înăuntru meu, parcă avea mai mult efect tratamentul respectiv. De asta, ești prezent. Cum te deschizi, ești prezent. Și am început cu iubirea de sine, cu iertarea de sine, da? Și sincer, vorbeam de terapeut. Nu se duc ce lumea la terapeut. Zice că, doamne, eu pot să rezolv. Nu pot să rezolv. La ce îți ajută un terapeut? Un terapeut te ajută în momentul în care tu nu mai poți. Un terapeut e cel care știe exact ce să-ți spună. Da? Cu toate poate ști și tu metodele, dar e posibil într-un anumit consens un singur cuvânt dintr-o frază să dea o altă direcție. Și cam asta se întâmplă în general. Un terapeut te poate ridica când ești jos, doar cu un cuvânt.
îți poate insufla pe perioada asta care am făcut terapie și am lucrat cu mine, sunt momente în care când ies acea energie stătută, da, obosești. Pur și simplu, obosești. Nu mai vrei. E, îți insuflă, insuflă putere. Știți? Îți insuflă hai că poți, hai că merge. Ai răbdare. Îți insuflă și răbdarea de a avea tu răbdare cu tine însuți. Pentru că ai tendința ba să o iei prea repede, ba să cum se cheamă, să te oprești. La mine nu a fost problema mare cu opritul, n-am avut treabă. A fost că oboseam. Mă oboseam pur și simplu. Adică aceleași curățări. Gândiți-vă că se acumulează foarte multe lucruri în subconștientul tău. Trebuie să lucrezi, da? Și nu e așa de ușor acele lucruri pe care tu zici, da, le-am rezolvat, revin. E exact cum ai lua o oală, da? O curăți la suprafață, da? Dar încă nu se duce toată zgura aia. Munceaon, să zicem, da? Care știți cum să depune. Se depune. Așa. E, el mai trebuie din nou curățat, da? Sau lăsat la muiat, sau, da? Să acționeze. Cam asta fac afirmațiile. Iau, lasă la muiat și după aia ies, scoate din subconștientul tău. Plus reichile în sine, da? Deschiderea anumitor ceacre, conectarea cu divinul, da? Și ajungem la iertarea de sine. Iertarea asta de sine nu e așa de ușoară. Că tot zic, și e așa greu să spui iartă-mă, te iert, da. Mulțumesc. Dar ce e mai greu, să ierți pe tine sau pe ceilalți? Sau e același lucru? În primul rând, din cauza ego-ului, din cauza victimizării, cred că e mai greu să te ierți pe tine. Problema cu iertarea celorlalți, lumea nu știe de ce să ierte. Prima problemă care este întrebare, dar de ce să-l iert picul tare, că mi-a făcut rău? Nu înțelegi că a ierta pe celălalt, de fapt ierți pe tine, îți faci un bine ție, da? Eliberezi. Tu ești legat de cel care îl urăști. Dacă tu îl urăști pe cel din fața ta, de fapt și de drept, te urăști pe tine. Cu cât mai mult îl urăști pe cel din fața ta, cu atât mai mult îl urăști pe tine. Îți arată gradul de ură pe care îl ai, da? Și unde te situezi. Da, pentru că oamenii nu știu că noi toți suntem conectați, interconectați între noi și toți la un loc suntem un corp comun, putem spune, și ceea ce facem celorlalte ca și cum ne-am face nouă. Deci noi suntem, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, suntem modularele trupului lui Hristos, așa spunea el. Ei, noi amândoi suntem, eu o mână și tu o mână. Și stai ție, tai pe tine, tai mâna ta, mâna mea. Adică noi suntem un corp. Da. Noi cam suntem egal ca esență divină. Ce facem la celălalt, exact, ne facem nouă. Exact, da. Da. Ceea ce omul nu știe, e chestia că în momentul în care tu nu ierți pe omul în sine, tu ierți, îți ceri iertare spiritului divin, da? Îți ceri iertare acea părți dumnezeiești din el, că l-ai judecat, că l-ai condamnat, că și în același timp te ierți și pe tine, da? Nu poți să-l ierți pe altul fără să te ierți și pe tine în același timp, da? Faci această iertare asupra lui, asupra ta, accepți, îi mulțumești pentru tot ce ai învățat, pentru că orice experiență și orice interacțiune cu altă persoană e o lecție, și le eliberezi. În alte cazuri mai tai atașamentele, stringhile și multe chestii. Asta e tot felul de tehnici în funcție de la caz la caz. M-ați întrebat dacă e mai greu să te ierți pe tine sau pe celălalt. Aici a ierta dacă e mai greu. Cred că e în funcție de atașamentul care îl ai. Da? Gradul mare de atașament față de acea persoană. Da? Cu cât ura ta e mai mare, cu atât e mai greu să ierți. Cu atât e mai greu să ierți, da? Cu atât ești, cu cât ego-ul tău e mai mare, cu atât, da? Cu cât ai stat mai mult în zona aia de victimizare,
e mai greu să ierți, pentru că ai tendința să devii, să te reîntorci la vechile șabloane, da? De victimă, da? De masochism. Oamenii se împart în două, în sadici și masochiști, ca miti și ca interior. De ce râdeți? Da, când n-am auzit asta. Da, da. Deci, o victimă, da? Da? Dacă eu am atitudinea de victimă, de fapt sunt masochist. Masochist din punct de vedere psihologic. E foarte greu. În primul rând, prima dată când mi-a spus Simona la terapie, ce că fă iertare. Iartă-mă, te iert, mulțumesc, te iubesc. Da, o spun mai din gură. Da, o spuneam foarte repede. Aia că, cred că mintea mea zicea, o spun așa repede și am terminat, am scăpat. Dar spune mai ușor, nu, dar așa, asta așa spun eu cel mai ușor. E, nu, iertarea asta nu spune chiar așa. Iertarea canalizezi și o spui din suflet, pur și simplu, din inimă. Deci iartă-mă, te iert, mulțumesc, te iubesc. Ha? Îți cer iertare spiritului tău sau spiritului celuilalt, pentru că l-ai judecat. Și mulțumesc. Te iert, îl ierți, da. Pentru chiar și spiritul tău, da? Îl ierți pentru că poate tu ca suflet vrei un alt drum și ai un alt drum, da? Te ghidează spre alt, pe altă cale. Da. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că te-a ajutat, e o experiență, te ajută, da? Și te iubesc, pentru că nu poți fără iubire, da? Și în felul ăsta curăți. De ce aceste cuvinte? Pentru că au o impregnanță foarte mare, o rezonanță foarte mare. E foarte greu să-i spui unui om mulțumesc. E foarte greu să-i spui unui om iartă-mă. De obicei, nici scuzi nu poți să spui dacă tu ai inima încrâncenată. Dar până spui prima dată, după aceea îți dai seama. Nu, e vorba de asta. V-a spus, în funcție de atașament, trebuie lucrat și e posibil să-ți iasă iartă-mă, te iert, dar să nu-ți iasă mulțumesc și cu te iubesc. Sau în funcție, da, deci nu e chiar așa ușor. Dar mai greu este începutul întotdeauna. Deci dacă ai început să ierți și începi să spui, nu, mai ușor după aceea. Nu, e raportat la fiecare problemă în parte. De. Da? Dacă eu am avut să zic o problemă cu dumneavoastră, da? O altercație, eu am anumit concepții, da? Și zic, doamne, să zic mă urăsc, da? Să zic, cu cât ura e mai mare, cu atât e mai greu, da? Oamenii nici nu-și dau seama că urăsc. Zic că e normal, da? Ei zic, dacă, doamne, eu dacă spui despre altcineva, uite cum e ăla, da? Nu l-ai acceptat. Dar de ce nu l-accepți? Pur și simplu, nu-l accepți pentru că tu în acel timp din acceptare îl urăști. Nu te raportezi la divinul din el. Tu te raportezi la uman. Da? Păi asta e problema, că noi ne considerăm separați unii față de ceilalți. Dacă am ști că toți suntem uniți, dar nu știm asta. Nu, problema e că una e să o știi la nivel mental și alta e să o simți ca și conexiune. Da, dar măcar la nivel mental să începi să lucrezi cu asta. Adică să lucrezi, să știi că toți, deci teoretic întâi, să știi că toți suntem legați între noi și fiecare suntem legați pe fiecare nevăzută și ce facem la celălalt ne facem nouă, de fapt. Dacă știm asta teoretic, încercăm să Haideți nu mai facem. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă ne convingem că este adevărat. Dacă te convingi, da. Acum, nu, cum să vă zic, să vedeți cât e de mare eliberarea. La ce să ajută iertarea, da, de sine și a celorlalți. Stăteam cu o bătrână și am avut o altercație, era o energie din aia stătută, pur și simplu. Comunicam foarte diplomatic, dar nu mai suporta energia aia, atmosfera aia. Așa, vin într-o zi de la servici și mergeam eu pe drum și mă, doamne, eu nu știu cu ce am greșit, nu știu dacă am greșit eu sau dacă, dar iartă-mă. Când am ajuns acasă, sincer, nu vorbise persoana respectivă de mine 3 zile, pur și simplu atmosfera aia s-a schimbat radical. Se vedea că vorbește din tot sufletul, se vedea, pur și simplu, numai cu un cuvânt, simpla atitudine și alegere, îți schimbă radical direcția, da? Nu mai angrenez, știi și eliberez. Poate nu-ți dai seama de la început, dar întâmplându-se de mai multe lucruri, ăsta devii convins că este mai așa. Mai este o fază care am văzut,
un aspect care l-am văzut în acești 2 ani, ca să vezi dacă terapia funcționează, ca să vezi dacă iertarea funcționează. De exemplu, la mine cum a fost? Treceam prin zonele în care eu nu le acceptam sau aveam amintiri urâte, ca să zic, din viața mea sau îmi crea anumite... dar în momentul în care am făcut iertarea cu mine și cu persoanele care pur și simplu treceam liber, te eliberez. Nu vezi sau nu ți-aduce aminte decât momentele frumoase care au existat, iar alea urâte, dacă ți le aduci aminte, ți le aduci cu înțelegere, bunătate și acceptare. Asta e. Și pur și simplu te eliberez. Adică, da. Deci, după aia al doilea, spune. Tot ce am vorbit noi până acum în partea a doua emisiune este vorba despre drumul pe care am pășit noi, drumul trezirii spirituale. Da. Pentru că după aceea, după trezire, mai urmează și n-am ajuns încă la capăt, nu? Nu. Mai urmează. Nu. Deci, asta e prima dată iertarea, da? Acceptarea de sine și trăirea în prezent. Asta este cel mai important lucru. După ce ai trecut în cealaltă etapă, este nu, foarte important. Nu, nici deci, pentru că noi, de fapt, trăim în trecut și ne gândim la viitor. În trecut sau în viitor. Da. Și atunci, ori trecutul, ori viitorul creează suferință. Da. Gândindu-te la trecut, atragi suferința din trecut în prezent și automat se duce în viitor. În viitor creează suferință prin ce? Prin faptul că gândindu-te la viitor, ai așteptări. Așteptări, da. Exact. Da. Trăit în prezent, de obicei, la mine, da? Indicat, sau așa cred eu, să fac odată cu iertarea de sine. Deci ce înseamnă, de fapt, că mulți oameni nu știu ce înseamnă trăirea în prezent. Adică trăiești fiecare clipă ca și cum ar fi singura clipă. Cu toate că ea se schimbă mereu. Da, bine, așa se zice. În primul rând, orice acțiune să fii centrat pe respirație, pe ceea ce faci, da. Pe ceea ce faci. Exact. Mai mult, că respirați, poate nu ești atent, dar pe ceea ce faci. 50% pe interior, 50% pe exterior. Și asta să fii în fiecare moment din viața ta. E foarte greu. Dar ce dobândești? Dobândești liniștirea minții. Nu mai crezi suferință. Și apar sentimentele de bucurie, de fericire, de vezi lucrurile altfel. Dar cum te eliberezi? Adică cum îți dai seama că trăiești atunci? Că mintea nu te lasă. Deci întâi trebuie să se liniștești mintea întâi. Mintea o liniștești fiind centrat pe tine, a venit un gând și în momentul ăla spui stop. Stop sau mental dreapta. Nu e ușor la început, că e posibil mintea să fugă încă o jumătate de oră, o oră și ai tendința după aia să te victimizezi. Vai, am stat atât și am gândit. Nu, te-ai oprit dar, și o iei de la capăt. Dar emisiunea a expirat, că poate o să vorbim altă dată despre momentul ăsta. Cu mare drag. Deocamdată îți mulțumesc pentru că ai responsabilitatea mele și te mai aștept și altă dată. Mulțumesc, cu mare drag. Mulțumim telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit și te urăm numai bine și la revedere. O zi minunată tuturor!